Trenul de raiat în Dolj a declanșat un adevărat scandal după ce unul dintre pâraiele din zonă a fost poluat cu biodiesel scurs din vagoanele prăbușite. Combustibilul s-a extins pe o distanță de aproape 2 km. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că responsabilitatea pentru stoparea dezastrului îi aparține firmei care deține trenul și care nu a acționat la timp din cauza lipsei de experiență. Administrația bazinală confirmă și ea că nimeni nu a fost în zonă. Ieri nu a venit, toată ziua am stat pe telefoane cu diversi conducători de-ai lor. Și am insistat pe această problemă a vidanjelor. Nu doar poluarea a creat probleme. Pentru că cercetările sunt abia la început și vagoanele răsturnate sunt încă în râpă, traficul feroviar a fost îngreunat, iar unele trenuri au avut întârzieri chiar și de 9 ore. Operatorul Grup Feroviar Român, responsabil de trenul de raiat, s-a mulțumit să dea vina pentru tot pe mecanicul de locomotivă, care acum este cercetat în stare de libertate. Accidentul a avut loc duminică dimineața în localitatea Cârcea, în județul Dolj. Un mecanic de locomotivă băut a intrat cu trenul pe care îl conducea pe o linie închisă aflată în reparații. Podul pe care se afla s-a rupt, iar 6 din cele 23 de vagoane pline cu combustibil s-au prăbușit în gol.